pe toți din regiunea aceea. Samson, omul care stă ca un erou în Vechiul Testament, cel mai puternic om care a trăit pe acest pământ, un om cu potențial, un om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Și acum e înfrânt, cu ochii scoși, căzut la pământ, este ținta batjocurilor, a căzut la pământ. Ca și text pentru seara aceasta am să citesc doar 3 versete din Judecători 16. Am să predic din toată istoria lui Samson, 16:23. Și domnitorii filistenilor s-au strâns ca să aducă o mare jertfă Dumnezeului lor Dagon și ca să se veselească. Ei ziceau, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe Samson, vrăjmașul nostru, inamicul nostru. Și când l-a văzut poporul, a lăudat pe Dumnezeul lor, zicând, Dumnezeul nostru a dat în mâinile noastre pe vrăjmașul nostru, pe acela care ne pustia țara și ne mulțea morții. În bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfăteze, to entertain us. Au scos pe Samson din temniță și el a jucat înaintea lor, l-au așezat între stâlpi. Au scos pe Samson afară, așa cum ați văzut aici, și el a jucat înaintea lor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Toată lumea privea spre Samson, toată lumea privea la el. Și omul acesta care a semănat groază în mijlocul filistenilor, omul acesta care, de care toată lumea tremura, omul acesta care la apogeul vieții lui a fost un om bărbat perfect, avea un fizic deosebit, era un om puternic, era un om deștept, avea un intelect deosebit, a spus ghicitor pe care nimeni n-a putut să îi le tălmăcească. Vă amintiți? Omul acesta care a fost un om deosebit de spiritual, spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Sfânt venea peste el. Viața lui este o serie întreagă de paradoxuri, dacă vreți, de contraste. Omul acesta rămâne în picioare după ce a doborât 1000 de bărbați și cade în genunchi în fața unei singure femei. Omul acesta a luptat pentru Domnul și a câștigat bătăliile ziua, dar a pierdut toate bătăliile lui noaptea. You know what I mean, yes? A luptat împotriva filistenilor și totuși s-a lipit de ei. A fost plin de Duhul Sfânt și totuși a căzut datorită cărnii, datorită firii, datorită carnalității. A fost un om victorios și totuși a ajuns o victimă. A iubit petrecerile. He loved going to Paris. And he died where? In the middle of a party. A fost un erou și a ajuns un zero. Iată-l acum în această ipostază. Și privind la el ne întrebăm cum a putut acest tânăr deosebit, acest om care a fost un dar de la Dumnezeu pentru părinții lui, cum a putut acest singur copil la părinți, un om înzestrat de Domnul, să ajungă în halul acesta? Cum a putut să ajungă aici? Și predica din seara aceasta poartă titlul Drumul spre pierzare. Aș vrea să trecem rapid peste pașii pe care Samson i-a făcut. Am ales doar 4, putem să alegem mai mulți. Ai drumului spre pierzare, pentru că ne uităm de multe ori și mă bucur în această seară că sunt atâția tineri în biserică. Mă bucur de dorința voastră de a fi lângă Dumnezeu, de a căuta fața lui Dumnezeu. Și dacă o căutați cu toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Dar ne uităm uneori la tineri și vedem atâta potențial într-un tânăr. Vedem atâta potențial într-un om, într-un bărbat, sau într-o fată, sau într-o persoană. Vedem atâtea lucruri frumoase pe care Dumnezeu le-a rânduit și atâtea lucruri frumoase prin care Dumnezeu ar putea să facă printr-o persoană, printr-un tânăr. Și fiecare cunoaștem o persoană care putea fi cineva în casa lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu.
Și experiența ne arată că persoana aceea poate a făcut niște pași și a ajuns la pierzare, departe de Dumnezeu, departe de poporul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la pașii aceștia, a acestui om. În primul rând, primul pas. And I know I repeat myself sometimes, but this is the word of God. Step number one, a disprețuit sfatul părinților. Vedeți, Cartea Judecătorilor ne spune că Samson a fost un băiat deosebit. Numai cine n-a avut copii și și-a dorit să aibă copii ani și ani de zile. Numai familia aceea, numai persoana aceea știe ce înseamnă când Dumnezeu îți dă un copil. Și mai ales când e băiat, domnule, I'm sorry, surorilor. Sorry, girls. Mai ales când e băiat, inima tatălui se aprinde de bucurie, suntem extraordinar de happy, finally, mai ales noi bărbații, numele de familie merge mai departe. I will stop here, okay, I don't want to get in trouble with anybody. Te umpli de bucurie și când vezi că copilul s-a născut sănătos, te bucuri. Despre Samson știm că părinții lui n-au putut să aibă copii. Și sunt sigur că mama lui și tatălui s-au rugat așa de mult lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne un copil! Doamne, binecuvintează-ne cu un copil! Și copilul acesta a fost răspunsul rugăciunilor părinților. Într-o zi a venit un înger și le-a dat vestea cea mare. Uitați ce i-a spus îngerul, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui. You're not gonna shave your head. Pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. He will begin to deliver Israel from the hand of the Philistines. Please, pay attention. A spus cuvântul lui Dumnezeu, el va începe. Samson nu mai a început, dar n-a putut să ducă la bun sfârșit. He only began to deliver the people. But he couldn't finish that. Why? Because he did not deliver himself from something. N-a putut să se izbăvească pe el însuși de ceva. Asta a fost problema lui Samson. A crescut, părinții l-au crescut după instrucțiunile îngerului. Bucuria adusă de acest copil în familie se reflectă și în numele pe care i l-au dat. Știu, părinți, recent un prieten de-a meu i s-a născut o fetiță și l-am întrebat, hei, cum i-ai spus numele la fetiță? Zice, nu știu, încă tot baby last name se o numește, că nu știm, n-avem nume. Dar părinții aceștia n-au ezitat și au pus nume Samson. Știți ce înseamnă Samson? Sunshine. Rază de soare și sunt sigur că Samson s-a simțit pentru multă vreme cum am simțit eu când am realizat că am un weird name. Cine a mai auzit de crinișor? Nimeni! M-am mai spus cu altă ocazie, am început să plâng, mamă, tată, tu numai crinișor ai putut să-mi pui nume. N-ai putut să găsești Gheorghe, Grigore, Ion, Vasile. Un băiat cu nume de floare. Uite pe Samson, un băiat cu nume rază de soare. Sunshine. Pentru că băiatul acesta a adus lumină în casa lui. Bucurie în casa lui. Bucurie în Israel. Everybody was happy. Samson crește mare și vedem cum nu ține seama de sfatul părinților. Știți cum vă spune părinții? Hei, acum pleci. Please, be careful when you cross the street. Don't do that, don't do that. Până la ușă îți spune the five points, you know. Pac, pac, pac. And you say, yeah, yeah, mama, yeah, yeah, yeah. First opportunity you have, you break that rule. Why? Because you're Samson. Oh, no. Ce-a făcut băiatul acesta? N-a ținut seama de sfatul părinților. Number one, s-a dus unde nu trebuia. He went to the wrong place. Samson s-a pogorât la Timna, care este o localitate din Filistia, din ținutul filistenilor. Mama și tata i-a spus, hei, nu te duce la filisteni. Nu te duce cu oamenii ăia. It's not good. Dar Samson a zis, dar ce se întâmplă? Dar eu sunt băiat pocăit. Dar eu pot să stau liniștit la pari și eu nu fac nimic. Nothing's gonna happen to me. Yeah, right. For half an hour, probably.
And then you'll give in. S-a dus unde nu trebuia. A început să coboare, s-a coborât la Timna. He went south spiritually. A început să frecventeze petrecerile filistenilor. Oh, da, frate Crineșor, și Domnul Iisus frecventa petrecerile păcătoșilor. Da, dar el a fost Domnul Iisus. Ok? Number one, s-a dus unde nu trebuia. Doi, s-a uitat după cine nu trebuia. Hey, hey! Youngsters, boys, girls, you want to get married, yes? Of course, everybody wants to get married. Ai grijă după cine te uiți. Ai grijă ce cauți. He was looking for the wrong thing, for the wrong person. Și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. And so many girls in Israel. Plenty of girls in Israel. Niciodată, well, în general. Nu sunt probleme, fete sunt destule, băieți sunt mai puțini și totuși. Întotdeauna cea de dincolo e mai frumoasă decât cea de acasă. Mi-amintesc când socrul meu îi dădea un sfat la unul care zice, unde ai fost? Frate, m-am dus la Arad să caut o fată frumoasă. Și? Zice, și o să mă căsătoresc cu ea. La care socrul meu așa e foarte funny. Ei bine, zice, pe aia, la aia nu-i cunoști defectele, ia-o. Că așa fac băieții noștri, știi? Că pe astea le știe, pe ale noastre. Și se duce dincolo și se îmbracă de nevastă, vorba unuia. Fiți atenți ce spune, ce spune aici cuvântul Domnului. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale. A dat raportul și a zis, am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi-o acum de nevastă. Cam așa a fost tonul lui Samson. I demand. But I want to marry her. But I love her. Hey, how can, how do you know that you love her? You just saw her. E frumoasă. Bă, stai, lasă-ți de jos make-up-ul să vezi după aia cum arată. You just saw her. Well, she's beautiful. Yeah. Outside. How about inside? Do you know her enough? Did you talk to her? Did you talk to him? Well, he's handsome. E grozav. Oare de ce n-au fost... Uitați ce spune părinții. Tatăl său și mama sa i-au zis, auzi, Samson, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru să te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur. They are non-believers. They don't believe in our God. They have different standards. They are different. Și Samson a zis tatălui său, ia-mi-o căci îmi place. That's it. End of discussion. Tata n-a mai putut să scoată bota la el. Că Samson era mare. Avea deja 20-30 de ani probabil. Oare de ce n-au fost părinții lui de acord cu această căsătorie? Mama, câteodată spun, my parents, they don't agree. They don't want my happiness. And some, câteodată unii tineri zic, Doamne, I think the only reason God made parents is to be against us. No, they are not your enemies. Știi de ce n-a fost părinții lui Samson de acord cu această căsătorie? Pentru același motiv pentru care Pavel scrie, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși.